Am urmat cursul de raționament logic pentru admiterea la UBB și am intrat cu media 8.30 la buget. Experiența mea în cadrul cursului de raționament logic a fost cât se poate de plăcută. Am avut parte de oameni prietenoși, glumeți, care se vedea că își doreau ca noi să ne împlinim visul. Am primit indicațiile exacte și precise în rezolvarea exercițiilor. M-a adus, de fapt, pe calea corectă în soluționarea exercițiilor. Astfel, am dobândit un nou mod de gândire care m-a ajutat astfel la examen. De asemenea, resursele primite, atât cartea de exerciții, cât și materialele video pentru recapitulare, au fost excelente în munca individuală. Unii aleg să se pregătească individual pentru că circulă vorba că nu ai din ce să te pregătești, deoarece examenul îți testează gândirea. Pot spune cu certitudine și încredere că trebuie să te pregătești pentru orice examen. Astfel, eu am ales să am parte de o pregătire corectă, realizată de oameni avizați. Avantajele pregătirii din timp ar fi faptul că îți oferă o siguranță de sine, iar trei motive pentru pregătirea din timp ar fi că îți consolidezi mult mai bine informația, reușești să rezolvi problemele în timp util, pentru că asta este o problemă la admitere. Majoritatea nu reușesc să termine, să parcurgă admiterea cap-coadă, astfel încât să nu pună nimic la nimereală, și ai un avantaj considerabil față de cei care încep pregătirea ulterior. Trei motive pentru care aș recomanda acest curs ar fi faptul că înveți din start să faci, să rezolvi problemele corect, înveți să te încadrezi în timp și afli mici secrete care vor fi utile la examen. Experiența admiterii a fost una stresantă, pentru că vezi de fapt cât concurează, îți vezi practic concurența și sunt foarte mulți care se zbat să ocupe un loc la facultate de drept. Cea mai mare temere a mea a fost faptul că mă voi pierde la final când supraveghetorul începe să spună cât timp mai avem. Dar, din fericire, nu m-am pierdut, pentru că am conștientizat faptul că acele minute fac diferența între mine și cei care, de fapt, se pierd. Dacă nu ești sigur că vrei să urmezi cursul de pregătire de la Intensa, eu recomand să rezolvi exercițiile din anii anteriori și să realizezi, de fapt, faptul că există anumite goluri pe care nu îți dai seama cum să le umpli și nu-ți dai seama în primul rând de ce există, astfel încât eu consider că trebuie să iei acțiune în acel moment și să apelezi la oameni avizați și profesioniști în acest sens, pentru că la fel cum realizezi că nu te pricepi la o materie la care știi că ai un examen important cum ar fi bacul și te duci la ore în particular pentru a reuși să promovezi examenul cu brio, la fel consider că trebuie să priviți și acest examen, această admitere. Intensa.